Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori, sunteți în cadrul emisiunii cu genericul Hai să ne căsătorim. O emisiune frumoasă pe canal 5, iar eu sunt aceeași, Lenuța Gheorghiță. Faceți-vă obișnuință pentru că dăm start acestei noi ediții minunate în care de altfel ne-am propus să unim destine. Rămâneți alături de noi să vedem dacă unim oriba. Deci, facem cunoștință tradițional din start cu potențialii noștri miri. Adrian, Iurie și Marius. Heroina principală este nimeni alta decât Nita. Rămâneți alături de noi să vedem dacă unim destine cu siguranță. Noi așa ne dorim ca în cadrul acestei emisiuni, mai ales prin magia acestor sărbători feierice, să unim destine. Rămâneți să vedem. Nita, 25 de ani. După ce a absolvit liceul și cursurile de specializare, lucrează în calitate de specialist în social media marketing. Este pasionată de psihologie, așa că atunci când are un pic de timp liber, citește cărți de dezvoltare personală. Este o fire emotivă și se lasă ușor impresionată de tot ce-i frumos. Se odihnește cu adevărat atunci când reușește să mai iasă cu prietenii în oraș. Nita este mândră de realizările sale de până acum și nu regretă nimic, așa încât, spune ea, știe să învețe din tot ce-i oferă viața. Întrebată despre fostul partener, a spus laconic, dar clar, cel mai bun. Eroina noastră privește cu optimism în viitor și speră să întâlnească un bărbat realizat și puternic, cu vârsta cuprinsă între 28 și 45 de ani, vorbitor de limbă rusă, capabil să-și asume responsabilitatea pentru familie, care nu a mai fost însurat, nu are copii și nu prietenește cu păhărelul. Nita își dorește o familie trainică și frumoasă și 3 copii cu minți. Cu viitorul soț vrea să împartă egal totul, și casa și masa, și greutățile și fericirea. Nita, bună seara! Tu ai mai fost aici în cadrul acestei emisiuni, exact acum, cred că vreo 2 ani în urmă, dar în rol de eroină ești într-o premieră absolută. Da. Fusese tu cu o colegă de-a ta, o bună prietenă, venise ca susținătoare, hai să-i spunem. Între timp, au trecut 2 ani, 24 de luni, ce schimbări în viața ta privată, dar și cea publică? Сейчас я занимаюсь тем, что продвигаю каналы и странички в Инстаграме и на Фейсбуке. А статус же вы вообще повезет, ну как профессия та есть легата для промовара перед целью для социализации. Да. Инстаграм, Фейсбук, ТикТок. Для нас это штига бань? Если много вести сразу, наверное, фирм, то да. Драгоценно, домишор. Треба стогнуться персонал, где ворба сывает, че репрезентает джо. Ту лукрез для кассы, сал лукрез для офичу? Нет, из дома. Из дома работаешь, то есть у тебя нет возможности каждый день выходить, красиво одеваться, идти в офис и встречать новых мужчин. Скорее нет нужды, чем нет возможности. А где вообще ты знакомишься? В интернете, наверное. Если знакомишься, часто получается, что можно в интернете встретить достойного человека. Вообще не получается. Поэтому ты к нам пришла. Да. А какие мальчики тебе нравятся? Расскажи нам, пожалуйста. Мужчины мне нравятся. Дела долго шел, да, они постарше, значит, нам нравятся. Если у Домишоары foarte frumos. Tu ai scris 28, 45. Există probabilitatea să aibă și 25 să aibă un IQ? 45 e, наверное, переборщила. Переборщила, да? Я думаю, где-то там до 40 надо остановиться. Tu ai scris în anchetă. Vreau ca să-și asume responsabilitatea pentru familie. Să nu mai fie un bărbat care a mai fost căsătorit. Dar ce impediment este? Ce treabă are? Că a fost însurat ori nu a fost însurat? Nu, pentru că, наверное, скорее даже, он может быть такое, чтобы он был женат до этого, но чтобы у него не было детей, потому что всегда дети с другой семьи, они как-то перетягивают, я не знаю, это будет. Вообще нет, это вообще не имеет значения. Если мужчина настроен на новые отношения и оставил позади то, что у него произошло в жизни, это вообще никак не влияет. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что ты не должна зацикливаться на этом, чтобы не было детей конкретно. Это, знаешь, какой-то немножко сексизм. Нет, всегда будет бывшая жена, она как-то мама его сына или дочка. Копейки, как его родители.
copiii vor atenție, vor dă-ne-l cadou, tata înapoi, dă-ne-l tata înapoi, deși-l tata zile înapoi. Zile de naștere, vacanțe. Dar tot e diferit, fetelor. E foarte diferit și vreau să intervin și eu. Eroina noastră are ascendentul în Scorpion și foarte multe planete în casa 8-a și inclusiv, apropo, născut în semn zodiacal Rac. Și este foarte sinceră. Ea sincer spune, eu vreau un soț care să nu-l împart cu nimeni, să-mi acorde mie atenția maximă, să investească în familia mea, să fie un bărbat de nădejde, de încredere, să aducă resurse, bani în casă. Corect? Da. Și e foarte sinceră și, da. Eu cred că ai să-l găsești foarte, foarte degrabă. Da, foarte. În cadrul acestei emisiuni m-aș bucura extrem de mult. Și eu m-aș bucura. Da. Da. Dar între timp, am rămas profund marcată de faptul că tu ai indicat în anchetă că ex-ul tău, deci fostul tău iubit, a rămas pentru tine cel mai bun. Я не говорю, что он самый лучший. Я сказала, что он настолько хорош, что пришлось расстаться. Да, че, че сантампла? Про Денча фостел бон. Как можно отпустить самого лучшего мужчину? Скажи мне, вот что должно произойти, чтобы ты отошла в сторону и сказала, боже, он такой прекрасный, что я не могу быть рядом с ним. У тебя что, плохая я самооценка? Хотела... Нет, наоборот. Просто я хотела быть самой собой, а не... У него должно было быть все идеально. В плане, то есть, что вытираем стол, блин, как пылинки, потом убираем их. То есть... Ага. Мне это немножечко напрягало. Кât a durat această relație? Ce vârstă a avut partenerul tău? 35. Mai mare decât tine cu 10 ani? Da. Uh-huh. Почти год. Но мы то расставались, то сходились. У нас такие деci качели. Problema voastră de bază era faptul că lucrurile nu stau la locurile care ar trebui și nu e curat în casă. Da, утро начиналось с того, что надо было пропылесосить всю квартиру каждый божий день с утра перед работой, перед выходом из дома, куда бы ни пошли. 3 часа мы пылесосим. Окей, если в этом мне окей. Можешь сказать, и синчер, и директ, подспун, кадика. Я, традивер, кадика. Я суферу лекцию к веду, я лимбажу корпулу. То есть, скрыс на анкету, кыш дорешь, 3 копии дорешь. Vreai și îți dorești ca viitorul soț să împartă cu tine egal totul, ca să mă spun, eu nu prea îmi vine a crede că vine un bărbat cu o casă și să zică, Nita, jumătate ție. Vorba și jumătate ție, jumătate mie. Asta pe viitor, Linuța, nu chiar din prima să-ți dai jumătate de casă. Care viitor? Trebuie un termen maxim, trebuie să înțeleg cât trebuie să... Nu nu-și în jumătate, nu nu-și în celă. Dar tu și ai? Bun, el are casă, tu cu ce vii? У меня душа. Любовь. Am vrut я să зик подарю любовь. Да. Раче то timp vin cu sufletelo. Ai, bă, cu sufletelo nu mănânc și nu plătesc facturile, spun eu cu siguranță. Zi-mi, te rog, visul este valabil, îți doreai extrem de mult o marcă de mașină din asta, cea mai fițoasă. Nu, iată. Dar cât ai pus la parte? Pentru vis trebuie să muncești. Sau tot bărbatul trebuie să-ți cumpere? Da. Bun. Nita, dacă găsești așa bărbat, dă nici un nou cu unul din ăsta. Să-mi iei și să-mi dăi și să-mi pună și să-mi facă. Nu? Dar uite, dacă partenerul tău, bărbatul tău, ți-ar oferi tot, dar cu o condiție, nu mai stai pe rețelele de socializare. Nu mai... Tu ai urmăritori mulți? Nu. Ok, el îți spune, gata, tu ai niște condiții. Faci curat, 3 copii, mâncare, spălat, mă aștepți acasă, ai grijă de... Am vrut să zic de barni, de tuzic, de câine, de casă, de masă. De copii. Ești de acord? Te faci casnică. Во-первых, мне это нравится, да, мне это нравится. Я люблю создавать уют в доме, готовить, убирать, но в рамках разумного. Никогда, когда меня заставляют. Я люблю готовить и убирать, да кошела ман спасет, ну, по ним пахар лалок. В рамках, я же говорю, это должно быть разумно. Да, да, ому вини ку регула луи. Я ка ел вини ши спуни, Нита, я ман сор ку тине, с офертат, дар аму регула. Маса и курата, geamurile spalate, îmi pui tot la loc, încalci și îmi pui... Nu muncești, stai... Cleaning away campania. Cleaning away, da. Da. E bun? Da. Нет, говорю, приедет cleaning away campania. Существует же și... Da, tu ai fi de acord, de exemplu, da, așa? Măi, eu cred că Nita ar putea și există probabilitatea să-și găsească partenerul așa potrivit, nu? Ori e de acasă muncește, poate să-i facă orice, e o foarte frumoasă, apropo, are și un nume așa mai special și ar indian, da? Da. Ian Zintrog, astrologic. Hai și aici vorbim noi pământești, astea lucrurile care nouă ne aparțin zi cu zi, vorbim și cu vecina și cu străina. Astrologic, ce așteptări are Nita și ce întâmplări vor avea viața ei privată, dar și cea publică? Într-adevăr, Nita fiind conmarcaș pe semnul zodiacal Rac, ea tinde să întâlnească un partener care să fie foarte grijuliu, cu care să se simtă foarte confortabil, să creeze un confort material, emoțional și de siguranță acasă. Și da, într-adevăr, ea ar putea să... O bună parte din relații să se autodedice, chiar să meargă la sacrificii,
Dar până la un moment, chiar dacă vine cu conturi bancare și îți oferă și partea materială foarte abundentă și mașină și de toate, va veni momentul când tu vei dori să te promovezi, să crești, să te dezvolți. Și recomandarea mea de bază va fi totuși să nu mergi după bărbat, să vă dezvoltați împreună, da? Și adică să... e să muncească așa cum munceai pe... Da, nu da, lăsa lucru. Da, lucru. Nu, nici într-un caz. Și apropo, fecioară, dacă tot vorbeam despre fecioară și nodul ăsta tău karmic de evoluție în casa 10 în fecioară, cu siguranță bărbatul ăsta a avut un aport, fost un prieten, să te ajute să cultivezi multe calități practice care o să te ajute în societate, în cariera ta. Probabil el și ți-a dat un start-up în carieră, probabil. Sau unele calități pe care tu ai să le dezvolți și ai să le cultivi când vei face carieră. Adică dar în cazul ei... Adică cum s-ar întâmpla descifrarea din orice noi putem învăța, din orice. Desigur. Și în cazul ei, mi-e foarte mult îmi place harta ei, că ea poate reuși să integreze și familia clasică tradițională, dar și ca orice femeie modernă să-și aibă un job cu un câștig rezonabil. Eu tot timpul am menționat că o femeie trebuie să muncească, trebuie să-și aibă bănuții ei aparte. Poate o face din plăcere. Tu ai prietenă de suflet? Ma, padrușca? Aha, padrușca este? Нет. Dar de ce нету? С опытом жизненным, со временем поняла, что лучше двигаться одной надежнее будет. Da, dar noi oricum suntem oameni, noi avem nevoie de societate, noi avem nevoie de oameni care să zic suntem bravo. Tu ai zis în anchetă că ai și prieteni cu care ieși în oraș. Cine sunt prietenii tăi? Tovarișe. Asta ce înseamnă? Cunoscuți. Ești mușină în tvoiem acruženie, care являются tvoimi друзьями? Da. Nu, опять же, mușină друг. De pe iertă, azi da, poți fi prieten, dar mâine poți și iubit. Da, нет. Но как ты эту грань соблюдаешь, вот когда мужчина есть твой друг, и он не может перейти эту грань? То есть в любом случае человек, который является твоим другом, он должен быть тебе симпатичен, разве нет? Нет. Я же не выбираю... С несимпатичными тебе людьми дружишь? Ну, в плане, я же не выбираю друзей по внешности. Мне главное, чтобы было мне интересно с ним общаться, комфортно, весело. Zi-mi, te rog, Nita, pentru că în câteva clipe vreau să le invităm pe primul Miri, care a venit special pentru tine, că tu ești în această seară eroina principală. Ce calități trebuie să aibă acel bărbat? Zi-mi trei, cele mai importante. Dobrý, simpatičný, veselý. Dar bogat, deștept, asta nu contează. Ну, конечно, но вы же хотели три главных, вот три главных. Ага. А то уже так, на втором. Hai să vedem dacă este tocmai cel mai potrivit pentru eroina noastră. Vă propun să o faceți frumos pentru că îl invităm chiar acum, în această clipă, pe primul Mire. Să-l cunoaștem. Salut, mă numesc Adrian și aș vrea să fac cunoștință. Ania, ce prietenă. Vreau să nu știi. Adrian, 35 de ani, a absolvit Facultatea de Psihologie și Educație la Universitatea de Stat din Moldova, iar în prezent lucrează în calitate de consultant la un magazin de mobilier comercial. În timpul liber, de obicei privește televizorul, navighează pe net sau face sport. Cândva a făcut box și karate, acum mai mult aleargă sau merge la sală. Spune că ar vrea să fie mai sociabil și speră că noua iubită îl va motiva să deschidă inima și sufletul către oameni. Adrian are în proprietate un apartament cu o odaie, însă își dorește unul mai spațios, în care va locui fericit cu viitoarea soție. Visează la o familie trainică în care va domni înțelegerea și stima reciprocă și va vrea neapărat și un copil. Fosta iubită era cu 3 ani mai mare. Din păcate, relația lor nu a durat mai mult de un an, pentru că ea l-a părăsit pentru altul. Acum eroul nostru se vede alături de o femeie cu vârsta de până la 36 de ani, onestă și cu caracter blând. Bună seara, Adrian! Bună seara! Uite ce bărbat frumos, 35 de ani împliniți la mulți ani. Mulțumesc. Mai ales în prizmă faptul că acum, la început de an, ai fost sărbătorit. Cum ai sărbătorit ziua ta? Cu prietenii, cu fratele, cu așa, mai restrâns. Cu prietenii mai restrâns, cu fratele, și cu sora, și cu mama, și cu mâca, și cu tica. Da. Tot la tine acasă? Da.
Adrian este din raionul Ungheni, într-un sat departat în care este primul copil al familiei. Tu ești... Voi ați crescut trei copii, doi băieți, da, și o fată. Fratele și sora sunt căsătoriți, numai Adrian umblă slobă. 35 de ani, absolvit Facultatea de Psihologie și Educație la Universitatea de Stat din Moldova. În acest domeniu ai activat? Da, am activat vreo 3 luni, dar... Dar văzut că nu prea salariu, da, cum trebuie. Da, da. Mm-hmm. Dar câți ani ai învățat? 3 ani ai învățat, da, și 3 luni nu mai ai activat, așa de repede te-ai săturat. Dar faci arăb de acolo, la noi așa-i. Tu repede îți schimbi opinie? Nu-mi schimb repede, pur și simplu n-am fost mulțumit de salariul care... Corect, că ai văzut, este imprevizibil acest capitol. Eu știu că la noi în țară așa este. Deci, la moment, lucrez în calitate de consultant la un magazin de mobilier comercial. Corect, am înțeles? Nu. Ia mai zi, dar ce muncești tu? Peste hotare, în Franța lucrez. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Trebuie să fie. Bun. Cândva ai făcut box karate, acum în prezent mergi la sală. Da. Dar în Franța de câți ani ești stabilit? De 5 luni. Și acolo și nu sunt madame? Dar în timpul e limitat, distanțele sunt mari. Dar tu caută mai aproape și chiar din la departare. Nu lua chiar din Paris, eu mă de pe suburbie. Dar ce lucrezi tu acolo? Construcții. Logic. De cine știi? Toți moldovenii în Franța se stabilește, câștigi bine. Bun, Adrian, la vârsta ta, ai reușit să ai în proprietate un apartament cu o odă, îți dorești unul mai spațios, îți dorești o familie, îți dorești copii, vrei să fii fericit cu viitoarea soție. Fericirea, definiția pentru tine, care este femeia ta, cum trebuie să fii? Să facă mâncare, curat, spalat? Da. Bingo! Nu mai ce am vrut să spun. Bun, povestește-ne pentru că un bărbat până la 35 de ani cu siguranță acumulează multă experiență. Da. Nu la atât multă, depinde, dacă ți-o chica. Bun, fata ta relație, cât a durat și de ce n-a mai mers? Eu știu doar că ea a fost cu 3 ani mai mare. Da. Așa. A durat vreun an de zile și pur și simplu ea a găsit cineva care mai potrivit. Poți să spui că tu ai fost îndrăgostit în ea sau asta a fost așa o relație... Da. A fost o oarecare doză de dragoste. Ei, ulea, că a fost 12 luni, dar zice, ajunge. Puțin. Adrian are un vis pe care vrea neapărat să-l facă realizat. El zice că el și-ar dori extrem de mult să fie mai sociabil, să poată purta dialog, să fie mai atât. Zim, te rog, tu crezi că ești timid? Cum să manifest asta prin viața ta? Nu ești timid. Nu ești timid, da? Așa, ești mai mulișel, așa. Umblăm cu capul nou. Mai modest. Mai posibil, modest. Dar nu stimit. Nu, eu e bun la suflet, muncitor, om harnic, hai să spunem așa. Ce activități mai ai în afară de cu... cu... diferite sport. Diferite sporturi. Da, odihnă. Ce, cum, ok. Sportul, zice că box, karate, mergi la sală. Odihnă, în viziunea ta, cum este? Frigăruie, miere, da, ori da. Te duci să strângi floricele și ierburi. Nu strâng nici floricele, nici ierburi. Dar ce faci? Povestește-mi. Mă odihnesc. Cu cine te odihnești? Unde? Cu prietenii ne ducem la un frigărui, la... Păi, uite, eu vreau ca Nita să te aleagă pe tine. Uite, eu acum vreau, așa, știi, cam să-i lămuresc. Cam ce așteptări are? Sau ce te așteaptă dacă îl alegi pe Adrian? Adrian, cu siguranță, o să te ia în Franța. În Franța o să mâncați croasanturi. Carășoare, stai nici pe ciuvă, Franța. E ca întrebare. Hai zi, Adrian, acum răspunde tu. Dacă... Nimic, dar nu numai cât să mergi în Franța. Noi aici poți să ne facem, eu am apartament, aici am tot ce trebuie și nu numai cât să mergem în Coloambi. Dar tu crezi în dragoste la distanță? Nu, dar eu mă duc și vin înapoi, mă duc pe perioadă și vin. Ați înțeles ce a zis Adrian acum? Eu am apartament, eu ți-l ofer, eu mă duc la muncă, așteaptă-mă că eu revin. Нет, я так не могу. Da cum vrei tu? Мужчин, în Franța рядом. Nu vrei, la Ungheni nu vrei, la Chișinău nu vrei, tu cum vrei? Должен быть. Рядом. Poți să stai рядом. Încercăm, de ce nu? Acum, Nita, e momentul în care tu, fiind eroina principală, poți să-i acorzi câteva întrebări pentru Adrian. Și viceversa, Adrian, hai mai vorbiți voi între voi. Tu umiești gătovit. Да, но только тогда, когда я хочу это сама делать, получается вкусно, классно, и все довольны. А когда меня оставляют, я не буду этого делать. Обедать, если нужно готовить обед, да, не по расписанию. Нет, тогда, когда ты захочешь, что ты варить обед не собираешься, так я понимаю? Да.
Правильно. А что будем делать, если нет еды? Будем есть колбасу или закажем Макдональдс? Или так. Я не знаю, сам, может, ты готовишь? Да, мой факт не кай. Видите, идеально. Asta cu plăcerea sufletului și cu dorințele se schimbă la femei. Auzi, până la o vârstă anumită, zici că nu fac și după aia te conformezi, ajungi să ai un alt statut de soție, din soție ajungi o mămie, că își faci de toate cum trebuie. De ce zici tu că îți dorești neapărat o femeie mai răzbătătoare? Păi, ai avut parte în drumul vieții tale de femei care nu au fost atât, au fost mai retrase, mai... Nu știu, eu cred că eu n-am toată atenția cum te cheamă. Ania. Ce tipaj de femei îți plac? Mai dolofane, mai slabe, mai înalte, mai cum vrei? Ana e super. E perfectă. Te-ai înțeles, dar el deodată s-a făcut. Tu ești perfectă, te-ai bifat, gata, tu poți să-l iei chiar acum. Cristina, astrologic, sunt compatibil? Au niște momente de compatibilitate, dar într-adevăr am ascult foarte atent dialogul tuturor. Pentru Ana foarte mult contează partea emotivă. Emoții, ea o să provoace la emoții. Prin discuții, prin acțiuni, prin activități. Adrian este, într-adevăr, el este născut în semnul zodiacal Capricorn și are multe planete în Capricorn, inclusiv și Venus. Deci el are tendința de a refula, de a bloca, de a reține emoțiile. Și tu poți să-l ajungi la capitolul ăsta, într-adevăr, da, să exteriorizeze. Da, ai întrebat dacă au ceva în comun. Au în comun, au. Deci au discuții, plecări, veselie, glume, să se mai întâlnească vis-a-vis de căsătorie. Nu, băieții da. Trebuie să se vadă. Știi ce am vrut să întreb? Dar mama ta, tu ești băiatul cel mai mare în familie, care logic ar trebui să se căsătorească primă. Sora s-a măritat, fratele s-a însurat, ăsta stă liber. Mama ta când vii acasă, ce îți spune? Da, spune că am un timpul pentru... Nepoți, căsătorie. Da. Dar voi aveți o familie unită? Da. Deci voi aveți sărbătoarele Crăciunul e împreună, Paștele împreună, da, vă întâlniți, da. Vă povestiți. Da. Tata e în viață? Da. Deci toată, aveți o familie de plină. Da. O rămas mă să te căsătorii și ai să faci nuntă tradițională? De ce nu? Adrian, dar mămica e femeie așa... Vorbăreați, deșteaptă, da, răzbătătoare, da, da, îndrăzneață, da, o găsește limba, nu despre mama lui. Găsește limba comună cu toți. Așa da. Soției îți dorești și tu? Da. Așa soția mea. Și încă și femeie așa cu caracter și foarte și foarte corect în tot ce face. Da. Așa este mămica, ție așa femeie îți trebuie. Dar spune-mi, te rog frumos, cine în familie ar trebui să aducă bani? Eu întotdeauna despre bani întreb. Bărbatul. Deci tu ești capabil să câștigi atâta ca să întreții familia, să întreții soția, casa și, apropo, să mai construiești, că casa asta e cam micuță, tu vrei mai mare. Nu, eu am vândut apartamentul vechi și ne-am luat unul mai mare. Așa? Da, am unul de 40 metri pătrați. Ne-am luat, acum îi fac reparația. Da. Bravo! Mă bucur. Și care este perspectiva? Adică în câți ani tu vrei să ajungi la ceva care este visul tău? Nu știu, doar niciodată nu poți să ai totul. Știi de ce eu întreb? Eu întreb din așa considerent, ca să înțeleg, tu vrei să fii mai mult peste hotare sau tu peste un timp oricare vrei să revii, să-ți construiești aici o afacere sau să lucrezi pentru cineva? Adică asta, ca să văd perspectiva. Asta e, vreau să fac un buget oricare și să investesc, să... Bravo, Adrian! Vreau să-ți mulțumesc și m-aș bucura extra de mult că în cadrul acestei emisiuni să găsim partenera ta de viață. Între timp, succese mari și deja cu siguranță știi regula acestei emisiuni. Te invităm în scenă pentru că vrem să vedem cu toții ce surprize pregătești pentru frumoasa noastră Nita. Succese! Nita, alege-mă pe mine și vei face cea mai bună alegere. Și vreau să-ți fac un mic cadou, un ursuleț și niște bomboane pentru a-ți îndulci ziua. Va, ce frumos! Bravo! Adrian! Și tu, cel care spunea că ești timid, am a doua oară în cadrul acestei emisiuni ai patopinita. Ce frumos, prin gestul un bărbat, doar prin fapte, îți poate demonstra că este apt și capabil să fie alături de tine.
Adrian, și pentru că ne-am propus în cadrul acestei emisiuni ca feria sărbătorilor de iarnă să fie și tot să fie și pentru această lună, avem un coș pregătit special pentru toți cei care ne pășesc pragul în cadrul acestei emisiuni și acestui post de televiziune. În plicuri sunt cadouri. Ia să vedem ce dar îți alegi tu de sine stătător. Din coș, succese mari! Bagă mâna mai adânc? Ia deschide plicul să vedem ce este. Un smartphone. Serios, întoarce, întoarce. Felicitări! Uite tu, din cadrul acestei emisiuni, m-aș bucura dacă te-ar alege Nita, dar cel mai important, mergi acasă cu un smartphone. Succese mari. Între timp, nu te duc acasă, tu te în camera de așteptare. Okay. Succese! Nita, ce bărbat! Primul mire, absolut fabulos. Da. Ei, mi-ai trebuie de băgat niște detalii inedite și-l faci pupușul. Săglasă. Așa? Da. De frumos, frumos, deștept, are ochii. Ce nuanță are la ochi? Ai observat? Cvet. Vers. Da. Înalt, deștept, casă are, masă are, lucru are, bani, precis că are. Poți să-l iei. Tu ești așa de pasiv, de felitoș, așa timid, de asta că ești în cadrul acestei emisiuni. Ce se întâmplă? Nu? Nu-i bun? Нет, он хороший. Он хороший, но что-то тебе не хватает. А скажи мне, пожалуйста, ты вообще... Ну, надо бы пообщаться с ним, наверное, мне кажется, побольше. В принципе, готова развивать отношения с мужчиной? Вот если ты видишь физически это, хороший экземпляр, давайте будем честными. И ты готова вкладываться, то есть для того, чтобы развивать его, для того, чтобы направлять его, потому что ему нужна такая женщина, которая будет его направлять, которая будет его партнером. Не хочу сказать, что лидером, потому что это, ну, не будем об этом говорить. Но ему нужна активная женщина с активной жизненной позицией. Ты готова к этому? Наверное, да. Ну, скорее всего, что да. Но если есть химия, то она должна быть сразу, а не так, чтобы работать, развивать, чтобы... Физику можно превратить в химию легко. Разве нет? Не знаю, я не пробовала. Ca să-ți dai seama, ca să-ți dai seama că îți place ori îți displace, trebuie să probezi acel lucru, înțelegi? Da, da. Poafta vine mâncând. Nu poți, prin prisma faptului cunoscând un om în 10-20 de minute, să zici, gata, este bun, este nebun. Ana, el ție nu ți-au ajuns probabil, iată, emoții, multe emoții, da? Ceea ce poate să-ți ofere un scorpion în harta ta natală. Însă un scorpion nu poate să-ți ofere încrederea, nădejdea, și partea stabilă pe care poate el să o ofere. Da, este tot. Îți dau casă, îți dau masă, așteaptă-mă, eu mă duc, am de muncit încă o lună, două, iar de bine înapoi. Superb! N-am de papșați, eu domnul, n-am stăuat papșați. Dar fizic, zâmbă-te rău dacă fizic... Fizic, da, o știu, simpatic. Așa că e frumoasă. Drăguț, băia, da. Dar uitați să fie trucșovnitor, cu ciocolată și cu un ursuleț. Și scrie, love me. Știi care e chestia? Că în orice circunstanță, chiar dacă nu-l alegi, uite, ai un urs, este gândit, tot timpul este gândit, cândva a fost Adrian i-a lăsat un urs. Și când te gândi în viață până la 45, câți urși poți strânge? Мне кажется, что на самом деле, когда мужчина дарит такие подарки, когда он дарит конфеты, дарит игрушки, то это значит, что он относится к женщине с нежностью. Как с ребенком ведет себя. Поэтому это такое, знаешь, это как бы очень символично на самом деле. Хорошо. Это про то, что он будет заботиться. Да, я про заботу. De obicei, fetele de vârsta ta își doresc să emigreze. Acolo ne parcă, aparent, ne se pare că viața mai ușoară. Tu ești categorică, cu siguranță, că nu vrei să emigrezi? Хочу на Нива Францию. De unde vrei? Куда-нибудь в теплые страны. Мальдиви. Acolo construcțiile sunt solicitate și în alte țări. Și băiatul e muncitor, el într-adevăr are și forță fizică multă și muncitor băiat. Mie îmi place, da. Mie îmi place, dar noi mai avem încă un mire care abia așteaptă să se facă cunoscut atât cu publicul drag, cât cu cele trei prezentatoare minunate și cu eroina principală. Haideți să-l cunoaștem pe Mirele cu numărul 2. Буна Зила. Аня, привет. Это тебе цветочки. Что бы ты выбрал бы? Цветы или машину? Цветы. Очень приятно. Все, идем. Iurie, 25 de ani, este administrator și lucrează în domeniul GSM Service,
În plus, mai activează și în domeniul securității. Îi place să meargă la sala de sport și adoră plimbările cu bicicleta. Recunoaște că este gata să ofere persoanei iubite tot ce are, până la ultima cămașă. Deși deocamdată e doar la etapa de idee, visează să-și lanseze în viitor o afacere proprie, care să fie cumva legată de domeniul sănătății. Iurie afirmă că în relația precedentă simțea că joacă mai degrabă rolul de tată. S-au despărțit cu fosta iubită, deoarece aceasta l-a înșelat. Iurie, bună seara! Bună seara! Mă bucur să te revăd! Și eu tot la fel. Auzi, Irina a luat și-o ales florile, eu la mașină. Fiecare și vezi după vârstă ce și preferințele da, schimbă. Iuri, de la tine ce s-a mai schimbat? Pentru că tot noi mi-ai fost pe la noi, cred că de vreun an și ceva. Ia zi! Oi, foarte multe! Ia povestește-ne, ia că noi avem timp să te ascultăm. Deci, partea financiară a crescut. Da, mai zi, este valabil ceea ce aveai tu? Aveai tu un oficiu, un centru? Da, centru. Ce faci acolo în oficiu? Administrez, mâna dreaptă, așa fă. Da, cu stânga și nu administrez. Da, cu stânga altă, de-am o altă parte. Alte activități, adic. Bun. Studii, Armata Națională, Universitatea? De sport. Așa. Da. Din asta n-ai făcut meserie? Nu am făcut, lucrez. Ce muncești? Antrenor la sală de forță, unde și mi-am luat și apartament. Tot în sala de forță ți-ai luat? Da, sau? În complexul. În complex. Da, da. Ce vrei, femei, bărbați? Eu am multe, foarte multe activități și foarte multe proiecte de realizat. Deci să-l luăm eu am atâșa de multe. Așa. Ți-ai cumpărat apartament? Da. Acum, în acest an, 2023. După cum a revenit peste hotare. Ce ai făcut peste hotare? Da, am lucrat. Unde ai fost? În Germania, în München. De ce te-ai întors înapoi? Pentru că m-am dezamăgit într-o domnișoară, că mi-au pus coarnele în cap. A câte oară și am spus gata, nici un fel, adică pe viitor, adică trebuie de dezvoltarea. Bun, domnișoara, asta da. E partea privată. Da. Că ai coarne, că ești fără coarne, partea financiară și ai un domeniu de activitate și ești într-o țară europeană. Ce te-a determinat să lăși tot acolo și gata, mă duc? Nu știu, spunem așa, am fost pus la alegere. Ori aleg una, ori aleg alta. Eu am ales, cum și dumneavoastră ați primit un cadou mașinic, eu am ales partea financiară, să primesc un cadou financiar și să plec în Moldova și să-mi fac de la cine? De la părinții ei. Wow, și de fapt și nou transfer eu de la părinții ei. Dar nu vrei să ne povestești niște detalii despre această istorie? Nu, așa, pe scurt. Hai pe scurt. Pe scurt am primit $1,000,000 cadou. Tu ai gestat asta? Nu, serios. Și ne-am deschis compania mea financiară, finanțez. Proiecte multe. Dar cum cu fica lui Bill Gates? Nu, cu o fetiță din China, din Shanghai. Pe urmă... Dar pentru ce meriți luați $1,000,000? Să nu se căsătorească cu ea. Da, s-a făcut mai departe. Da, wow, unde e fata asta? Că mă duc eu să-mi cerci mă mărit. E în Germania, mă iubite. Proprie afacere? Da. Ce faci în afacere? Deci, proprie afacere. Mi-am deschis compania mea de finanțare. Vreau să realizez un proiect care se numește Soare în suflet. Un proiect foarte interesant. Așa. Exact. Care pe viitor, cred că, nu știu, el o să fie dedicat gen de, cum eu mă ocup cu finanțările, gen de... Ce înseamnă? Este un pic, Iuri, da. Hai că tu voi alezi un pic. Eu mă ocup cu finanțarea. Ce finanțezi tu? Dacă vin eu la tine, mâine îmi dai 100.000. Independent de ce scop, dacă mi-e asta, să-mi aduc profit. Ții n-a să aduc, nu e precis că să ne aducă. Nu, așa, eu așa nu lucrez. Ok, compania pe care zici tu că o gestionezi tu la 25 de ani da. Împliniți, mulți ani înainte. Soare, ce face soarele? Soarele face oamenii fericiți din suflet. De ce se numește soare în suflet? Pentru că... Ce prevede? Tu nu mă nebun de cap. Eu așa nu vreau să povestesc multe detalii, că asta o să fie surpriză când deja o să începe. Adică... Surpriză pentru cine? Pentru Republica Moldova, hai să spunem așa. Un băiat, cum, nu rău, dar olea că mai aderează pe locuri. Dar cum a fost fata aceea în care tu te-ai îndrăgostit? Hai să... Eu am fost din China. Și dacă a fost? A fost frumoasă, cu niște ochi frumoși, foarte, foarte frumoși. Ce calități a avut ea cât i-a atras? Bani. Oi, da. Bani, hai să spunem așa. Pe urmă, era însuși deci frumoasă, deșteaptă. Noi cu dânsa vorbeam, mai adică ea m-a învățat cât și germana, cât și un pic engleză. Adică eu dar cam... cine vorbeai cu dânsa, apropo? În engleză. Eu cam so-so, little bit acolo și așa mai departe, dar cu translate-ul lucram și adică nu avem bariere. Dar știți cum ne-am făcut cunoștință cu ea? Ne-am făcut cunoștință în parc.
într-un parc sub orașul Grafelfing alături de München. De obicei, un bărbat care ajunge cu partea financiară atât de bine cum afirmi tu, nu-și mai caută parteneră de viață. El are alte scopuri bine determinate, da, carieră de succes, vrea. Tu ce-ți dorești? Eu ce-mi doresc? Eu, în principiu, ce-mi doresc totul deja am. Nu știu, eu trebuie să mă gândesc încă la asta. Eu probabil știu ce vreau. Eu vreau că în țara mea să fie tot bine. E acasă, cred că cel mai pentru mine. Și de ce să-mi ieși soare în suflet? Pentru că vreau în Republica Moldova să fie timpuri bune. Bun. Uite la eroina noastră. Da. Are un păr foarte frumos. Спасибо большое. Да, очень красиво. Спасибо. Классные, красивые волосы. Спасибо большое. Ага, то есть, значит, субинсалежим, как тебе сплак брюнетели. Мне им плакать блондели с брюнетели. Дой он. Дой он у нас там. Да чем это они им плак близняшки? Я как интро меня остаю слабишу не самое таре. Ей сфач до уфеты, если наша. Да, 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 да. Пока цань в рей копий. Нормадори пар. Ну, кто мне время, кто мне гиня. Окей, майн глума, майн серьез. Într-adevăr, este o metamorfoză, cum s-a prezentat eroul data trecută. Asta, da, da, data trecută. Poate, într-adevăr, are o siguranță în sine, din cauza că, într-adevăr, sunt niște proiecte și probabil și partea financiară a crescut. Mm-hmm. Dați să vă mai povestesc ceva interesant astăzi. Nu este șocant pentru mine, dar este o sincronicitate foarte interesantă. Deci, eroul nostru și eroina noastră sunt născuți în același an, în aceeași lună, în aceeași zi, cu diferența de oră și 33 de minute. Pe bune. Pe bune, da. Diferența de oră și 33 de minute. Iată, nu știu dacă maternitatea este exact aceeași. M-am născut lângă mol, vis-a-vis de mol. Așa. Tu toși. În momentele voastre înseamnă că se cunosc deja, da. Deci, fetele, da, ei s-am dus dintr-un an. Îți spun că diferența. Tu ești născut, Nita, la ora 16 și tu la 14. 23, da. Deci diferența de oră și că 37 păi, de minute. Asta? 37 de minute, da. Respectiv înseamnă că aveți absolut planete identice, inclusiv și luna și aceleași grade. Mașa, și diferența doar de ascendent o să fie. Doar o să fie Priehali. Și diferența de cei 7 ani pe care ați primit de acasă. Și de un milion de dolari. Da, da. Diferența va fi de ascendent. Bun, eu la urmă îmi expun opinia. Interesant, m-ați șocat, Oleg. A, da? Credeai că tu șochezi cu milionul tău, da? Eu cred că tu, nimerind într-așa o situație, trebuie să te gândești în primul rând cum să menții așa situație și cum să-ți păstrezi ceea ce a mai rămas în inima ta pentru ca să poți iubi, pentru ca să poți crea o familie și o relație sănătoasă. Că eu cred că asta a fost o încercare pentru tine și tu trebuie să scoți o lecție din asta. Posibil. Adică pe viitor sunt trăiești lucruri care... Trăiești viața frumos pentru că nimeni nu are... Eu sunt de părere totuși că nu toate lucrurile în viață se vând. Și, dacă ai făcut odată așa ceva, tu trebuie să faci concluzii nu. Din asta. Hai că aici o să zic altceva. Dacă ți-a venit această surpriză și în drumul vieții tale ai primit, înseamnă că, nu știu, știi, altul primești prin moștenire, altul prin loterie, altul exact ca și tine, succese mari și ce pot să-ți spun? M-aș bucura, cum ai zis și tu, să faci soare în această țară și să faci schimbări radicale ca noi să ne putem bucura și tânăra generație să nu plece din țara noastră. Între timp, exact. Ana, te invita în scenă pentru surpriză. Astrologic, ce ziceai că vrei să spui la final? Povestește-ne, Cristina. Eu am vrut să zic la final, când să vin cu recomandări, la temă, Iuri, ai grijă de femei născute în semnul zodiacal Gemini sau Scorpion? Oh, Scorpion. Da, ai grijă, te rog. Ca să rămâi fără bani. Nu doar. Ai grijă de să te aduni doar cu oamenii potriviți, să-ți faci visele tale împlinite, să ai grijă de sufletel, pentru că, într-adevăr, noi nimeni nu avem această posibilitate să știm ce ne așteaptă sau ce ne-a pregătit destinul. Există probabilitatea până mâine mult, așa că fărai din ceea ce ai și este momentul potrivit în care vreau să te invită scenă, pentru că sunt convinsă cu toții, așteptăm să vedem ce surpriză a pregătit eroul, sau Mirli mi-a venit cu numărul 2, care a venit special pentru Nita. Deci, Iuri, în scenă și succes! Deci, Anișoara, ți-am pregătit așa o mică recitare de poezie ce e legat despre Moldova. Ea a fost scrisă de către scriitorul Vasile Alexandrin, către Ștefan cel Mare. Deci, în felul următor. Ștefan, Ștefan, domn cel mare, seamăn
pe lume nu are, decât numai mândrul soare, decât mândrul numai soare. Din Moldova, când el sare, pune pieptul la hotare, ca un zid de apărare, ca un zid de apărare. Țara e mică, țara e tare, și dușmanul spor nu are. Și dușmanul spor nu are. Din Moldova. Din Moldova. Așa că, oameni buni, iubiți-vă țara. Poate am adus soarele astăzi ei în suflet, în mod special. Și ai fi vrut să determinezi ca ea să te aleagă. Ți-ai atunci succes, păi, mari aplauze merci pentru această poezie. Dar de unde te-ai inspirat? Și deși te-am anunțat, tu asta cum ai compus? Poftim? De unde te-ai inspirat? De unde m-am inspirat? De ce eu sunt, știți cum, da, să spun, eu sunt la propriul volanul al vieții mele. Și... noi fiecare avem cărmuim, păi, da, destinul și soarta. Știți cum, cineva te ajunge în gard, cineva te ajunge în alt parc. Și tu unde vrei să ajungi? Eu ajung unde eu țintez, eu acolo am să ajung. Păi, tocmai de-aia vrem să te întrebăm. Eu, da, să vă spun altfel, eu am să fiu purtător de cuvânt. Asta o să fie, cred că, mai cel mai bine. Bun. Visele se fac realizate printr-o dorință. Mie să-ți mulțumim încă o dată pentru că ești în cadrul acestei emisiuni. Și știi, magia, nu știu cât de purtător de cuvânt ajungi tu, dar între timp, cu siguranță, ajungi să mergi acasă cu o surpriză. Uite, este un coș, wow. În acel coș sunt plicuri și ne-am propus toată postul de televiziune ca fiecare dintre cei care ne pășesc pragul să nu plece acasă, așa, pur și simplu, cu vorba. Super. Deci, fă-ți alegere să vedem. Deci... cât de norocos ești. Opa, deci, e ca asta. Deschide plicul și spune-ne ce ți-a pregătit acest an. Ce surpriză! Televizor cu ecran LED. Bravo! Chiar ești norocos! S-a mărs bine, măi! Chiar ești norocos! Norocul să te însoțească oriunde și oricând. Mersi! Mulțumesc din suflet! Regula acestei emisiuni știi care este. Te invităm în camera de așteptare și cine știe, poate tocmai pe tine te alege frumoasa noastră eroină. Succese și pentru... mersi mult! O zi frumoasă! Toate cele bune! Mulțumim! Nita? Da? Azi ești cea care își face alegerea potrivită. Ce părere ți-a lăsat acest milionar, nu știu, nici bancnotii? Зе. Слишком он какой. Во-первых, не мой типаж внешне, не абсолютно, абсолютно. А во-вторых, слишком много. Как это объяснить? Самопрезентации. Да. Я то, я сё, я вот это ещё, он то. Ну, может быть, он просто действительно в какой-то эйфории пребывает, да, как сказала, да, Кристина. Да. Потому что на самом деле очень большая разница между тем, какой он приходил. Это действительно был открытый, чистый, обаятельный парень, который пришел через время абсолютно другим человеком. Не могу сказать, что деньги портят или не портят, но чисто с психологической точки зрения, что-то у него изменилось в мировоззрении. Таким, какой он был очень светлым человеком, открытым и искренним. Да, я и сейчас его вижу нормальным, да, человеком. Да, я думаю, что какое-то время пройдет, да, гормон, вода очистится, и он придет в себя и будет вести себя адекватно. Простите. Ну, действительно, сейчас он слишком эмоциональный, хотя ты хотела эмоционально. Вот знаешь, как бойся своих желаний. А я хотела сказать, я просто menționez că ai văzut acum emoții, ți-ai văzut oglinda. Uh-huh. Dacă vrei să te cunoști cu adevărat, cum vei fi tu în postură de sex masculin, oftim, asta e oglinda ta și viceversa. Da, uite, pentru noi este o premieră ca eroina și partenerul, de exemplu, Mirle, da? Diferența de ură și 36. Cu data de naștere, din același lună, aceeași dată, același an și practic aceeași oră. Practic, dar diferența de ore și aceeași locație, apropo, da. Maternitatea numărul 1. Asta este ciudisa, prostă ciudisa. Asta este oglinda ta. Aveți la maxim în comun. Diferența este de ascendenturi. El are ascendent în balanță, deci este mult mai ușor de modelat comparativ cu ascendentul tău care este în scorpion. Deci, oricum tu vei fi aici mult mai cu cerințe și cu... vei fi motorașul acela, da? Și cum
emoții mult mai perturbante. Dar, iarăși, la, inclusiv la acest aspect, vă cuplați. Fiindcă ascendent în balanță va face bine cu un scorpion. Mai bine zis, un scorpion va face bine cu un ascendent în balanță. Haideți să lămurim încă o dată cu acest băiet. Voi credeți că, până la urmă, întâmplarea fusă să fie, omul și-a luat suma de bani, intuiesc din simplu, prin prisma faptului, cred că a făcut-o pe vreo fată să se îndrăgostească, părinții ei fiind foarte bogați și l-au achitat, cu toate că ți-am zis, nu prea bine a crede. E posibil. Nu am, din păcate, programul meu ca să mă uit pe pronostic, dar este posibil această istorie sau cu siguranță pot să afirm acum că treci printr-o perioadă unde stima de sine și încrederea în sine, din ceea ce văd eu acum în harta lui natală, deci este un moment care îl face să se simte sigur în plan de serviciu. Ne bucurăm pentru consum. Da, în realizări de servicii, în aspirații și în câștiguri. Dacă eu cu siguranță, dacă să am atâția bani, cum zice, afirmă Iurie, eu cu siguranță nu vin la televiziune. Uite, eu vreau să-ți spun că el chiar a venit aici pentru o prezentare a companiei lui. Și încă un moment, care, haideți să vorbim și de mult de bine, ca să, fiindcă eu am să optez pentru el. Deschid cărțile. Da. El într-adevăr este ca și tine rac. Dar tu, fiind femeie rac, vrei să creezi bunul, bunăstarea și la maximum să te autodedici în familie. El ca bărbat vrea să o facă pentru țara lui. Deci când vorbea despre proiecte unde se ajute țara, eu cred că el aici nu glumește, poate visează. Asta el e un pic altceva. Idealizează. Păi poezia Alexandrei Ștefan cel Mare, Soarele Ideal, asta e despre masculinitate, despre idealizare, despre mai multe. Am gândit alt capitol, fetelor. Eu, dacă tot subiect ne vorba că sunt fecioară, mă gândesc altceva. Dacă tu îl alegi, nu, da, tu îți dai seama, n-ai așa cheltuieli. Voi cumpărați o tortă la doi. De zi de naștere. Da. Și de-aia nu mai sunt întrebări. Cine o să facă curat sau cine o să gătească zamă? Da, cum? Da. Pentru ce să gătim zamă dacă sunt localuri? Acum nu mai trebuie și dita mai gospodină. Fetelor, pe timpurile buneilor noștri, femeia era necesar să pregătească bine, să poată țăsă, să poată croșeta. Acum nu mai este. Există probabilitatea că aia din comerț e mai bună decât a ta care o faci tu acasă. Bun. Da. În această seară, apropo, făcum versiunea. În această seară, de obicei, logica era ca să avem trei miri. Asta este definiția acestei emisiuni. Dar deoarece timpul este imprevizibil și avem multă zăpadă, acela treilea s-a înzăpezit pe undeva. Să fii sănătos. Și e mult mai ușor când alegi dintre doi decât trei. Da, să știți. Tăți să parte în două, e mult mai ușor. De-aia, Nita, tu astăzi, dacă veni în cadrul emisiunii cu vreo prietenă de suflet, abia să mai vorbim cu cineva între timp. Hai să facem o retrospectivă la celor care ne s-au întâmplat. Și vrem să-ți mulțumim încă o dată pe această cale că ai găsit pentru echipa și pentru data pentru emisiunea Hai să ne căsătorim. Este momentul când facem o totalizare. Dar alegerea îți aparține ție totalmente. Vreau doar să te văd fericită, împlinită și cu bărbatul potrivit alături de tine. În această seară am avut partea de doi bărbați care au venit. Trei trebuiau să fie, dar avem din și ei și avem așa și alegem. Adrian, 32 de ani, băiatul care este frumos la chip, la suflet, cel care muncește în Franța, are un apartament pe care vrea să-l împartă cu partenera lui de viață și la surpriză a pregătit un urs și bomboane. A doilea mire, Iuri, 25 ani, propria afacere a zâșchii milionar, la surpriză a pregătit o poezie, cu toate că eu cred că putea să-și permită să-ți aduc și el o jucărie, o păpușă, dar cine știe. Eu tot timpul am zis să mă repet, oamenii se asimilează prin fapte, nu prin versuri și prin cântece. Cu toate că nu, prin cântece da, artiștii da, prin cântec, doar artiștii, în restul nu, prin fapte și vorbele pe care voi le asumați. Ți-ai Nita, îți dorim succese, dar după treaptă ierarhică, hai să vedem ce sugestii și ce gând are Maria Andriuță, pe cine să alegi în ăștia doi și după aia să ascultăm și pe Cristina Kuzinski. Чудесные ребята сегодня были у нас, и Адриан, и Юра, очень интересные ребята. На самом деле Адриан гораздо старше, но он не выглядит таким взрослым и не выглядит таким умудренным опытом, как ты хотела. То есть этот человек тоже в становлении находится, он находится в стадии развития. Он, так как я его вижу здесь, достаточно
четко расписал свою перспективу, что он хочет. У него была квартира поменьше, сейчас он взял квартиру побольше. Он хочет заработать еще денег, хочет создать семью, хочет родить детей. Не когда-нибудь, там неизвестно когда, а в ближайшее будущее, потому что он считает, что возраст его уже позволяет. И так далее. То есть этот человек настроен четко на семейные ценности традиционные. Он сейчас ищет себе действительно девушку, с которой он сможет создать семью. Но тебе он показался не настолько эмоциональным, как подошло бы, так ты думаешь. Как Кристина сказала, что второй жених, который пришел, это твое зеркало, абсолютно то, что твое отражение, если бы ты проецировала себя как, ну, то есть являлась мужчиной. Он импульсивный, он бурно реагирует на все. Он сам заводит, фантазирует, сам купается в своих фантазиях и так далее, и так далее. Всегда говорю, что бойся своих желаний, либо не бойся их, а формулируй их в точности, потому что есть такое золотое правило. Как бы ты ни сформулировал свое желание, все равно есть оборотная сторона его, как монета. Поэтому, когда ты чего-то желаешь, ты должна четко быть уверена, что вот так вот и не вот так вот. В голове и в своем сознании ты должна четко сформулировать, чего ты хочешь. Вот пришел второй, энергичный, молодой, с сверкающими глазами и все такое. И он тебя насторожил. И ты не можешь принять решение, ты не можешь сказать сразу, что он мне нравится, и да, я готова за ним следовать. Куда? Куда можно за ним следовать? В его фантазии? Это очень сложно. Если ты готова идти на компромиссы и готова строить отношения с мужчиной, который нацелен на брак в ближайшем будущем, и ты готова дать ему мотивацию, готова настроить его и направить его в нужное русло, то это Адриан. К сожалению, Юру я не могу рекомендовать, потому что он сейчас, мне кажется, нестабилен. Поэтому, если ты готова идти на компромиссы, то это первый жених. Bun. Îți recomand, Cristina. Ana, să-l alegi pe Yuri. Într-adevăr, aveți mega comun. Iată, într-adevăr, cum Gemini se nasc într-o familie, frații, surori, surioarele și, da, se ceartă, da, trec prin diverse situații în destin, dar se iubesc, sunt împreună, înfruntă foarte multe împreună, acumulează experiența vieții. Tu, în progresie, maximum viitor apropiat, deci minimum viitor apropiat, maximum 2 ani, deci 3, asta e maximum, când într-adevăr într-o relație de familie, cu mare probabilitate, da, și nașterea unui copil, respectiv și Yuri la fel, pentru că el are aceleași progresii ca și tine. Eu îți recomand să îl alegi pe Yuri. Să discuți cu el deja fără anturaj, fără măști, fără așa, emoțional, autentic, deschis, sincer, așa cum sunteți voi raci. Eu îl recomand pe Yuri. Adrian e bun băiat, evident, e foarte bun băiat, dar maximum vei ieși la o cafeluță cu el, o să glumiți, o să discutați, o să cântați ceva în limba franceză și la asta discuția o să finalizeze. Ce pot să spun eu? Cu siguranță Anita este momentul potrivit. Eu nu dau părere. Tu îți faci alegere așa cum crezi tu. Și pentru că noi fiecare avem o percepere aparte. Vezi aici? Una zici pe unul, una zici pe altul. Eu îți doresc succese mari și vreau să-ți mulțumesc că ești în cadrul acestei emisiuni și te duci în camera de așteptare pentru că sunt doi bărbați care așteaptă să le pășești și le bați la ușă și să spui că mi-aș dori să mergem împreună în viață. Și îți faci alegere potrivită și te aștept înapoi în scenă. Приветик. Давай попробуем. Идем. Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată vă îndemnăm neapărat să faceți alegerea potrivită cu sufletul și cu inima. Exact cum a făcut și heroina din această seară, Nita, l-a ales pe Yuri. Succese mari! Vouă, însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrieți și să completați ancheta. Între timp, dacă tot vine vorba de faptul că suntem în magia acestor sărbători feierice, la noi continuă și ne-am propus extrem de mult pentru cei care ne pășesc pragul să cunoască fiecare dintre ei
ca invitați să primească daruri din bolul nostru. Nita, vină te rog lângă mine. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ești în cadrul acestei emisiuni, să-ți doresc succese mari. Sper că ți-ai făcut alegerea potrivită și hai să vedem cu ce mergeți în drumul ăsta pe care vi l-ați ales în cuplu, s-a minunat. Alegi și tu să vedem ce dar primești pentru început de an. Ia să vedem. Grătar electric. Un grătar electric, succese mari și să-l utilizezi frumos și bine alături de Iurie. Mulțumim încă o dată. Dragii noștri, celor de acasă, vă doresc o seară frumoasă alături de oameni potriviți. Neapărat nu uitați, rămâneți doar alături de noi și vă mai așteptăm în cadrul acestei emisiuni cu genericul Hai să ne căsătorim. Eu sunt aceeași, Lența Gheorghiță. V-am pupat și ne revedem și săptămâna viitoare.